Ședință nocturnă la președinție. Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și cel puțin un ministru au fost surprinși aseară la discuții cu șefa statului, Maia Sandu. Deși, potrivit surselor noastre, s-ar fi vorbit inclusiv despre demisia guvernului Gavrilița sau cel puțin despre anumite remanieri la nivel de ministri, astăzi cei de la PAS spun că au abordat doar modul în care poate fi îmbunătățită performanța unor ministere. Președinția și executivul nu au dat detalii despre întrunirea de aseară. Zvonurile privind remanierele guvernamentale au apărut concomitent cu mesajul publicat pe Twitter de politologul american Jason J. Smart. Acesta a scris că, în curând, consilierul prezențial Dorin Recean ar urma să fie numit în funcție de prim-ministru în locul Natalie Gavrilița. Întrunirea de la președinție a durat câteva ore și s-a încheiat aproape de ora 22. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a ironizat și a scris duminică seara pe Facebook că, în această noapte, nu se economisește lumina în președinție. La președinție se ia au decizii. Deși de fiecare dată suntem asigurați că președintele nu știe nimic și nu decide nimic, această tradiție, noaptea ca hoții, a rămas neschimbată pentru ei. Cu o replică, tot ironică, a venit luni dimineața Marcel Spatari, ministrul muncii și protecției sociale. Tehnic vorbind, da, ele au avut loc niște ședințe noaptea. Din punct de vedere științific, noaptea este intervalul dintre apusul și răsăritul soarelui. Ședința de ieri despre care discută internauții a început la ora 18. Bănuiesc că puțin dormeau la acea oră. Apropo, noaptea de azi va începe la ora și 16.31 de minute. Mulți vor munci încă la noapte. Solicitată să comenteze informațiile apărute în spațiul public privind eventualele remanieri guvernamentale, portatorul de cuvânt al președinției Sorina Ștefărță ne-a spus că nu comentează zvonuri. Reprezentantul guvernului Anastasia Taburceanu nu ne-a răspuns la mesaj. În cele din urmă, Partidul Acțiune și Solidaritate a transmis într-un mesaj pe Facebook că duminică a avut loc o ședință a deputaților din majoritate parlamentară cu președintele Republicii Moldova și cu prim-ministrul. În contextul șantajului energetic împotriva Republicii Moldova pus la cale de Rusia și a încercărilor grupării hoției și războiului de a crea haos în țară, au fost discutate soluțiile care vor fi adoptate în cel mai scurt timp pentru a asigura liniștea și pacea în țară. S-a discutat și despre modul în care poate fi îmbunătățită performanța unor ministere. În comunicatul celor de la Pase mai arată că deciziile luate vor fi anunțate în cel mai scurt timp fără